Ciao, gagici, bine ați venit pe canalul meu. Clipul de astăzi o să fie cu multă teorie, ca să zic așa, multă vorbăraie, pentru că m-am decis să fac un clip în care să vă vorbesc despre blending. Cum este un pom culorile, de ce, câte tipuri de blending există, ce e bine să facem și ce nu, ordinea pașilor și așa mai departe, pentru un machiaj complet realizat care să fie ok. Acum nu știu cât de lung o să iasă clipul ăsta, pentru că vreau să aprofundez mai bine situația. Asta pentru că în clipurile cu tutoriale nu am timp, practic, să vă explic atât de detaliat. Eu vă zic acolo, puneți culoarea asta, estompați-o, amestecați cu asta, reveniți, nu știu ce și așa mai departe, știți voi tutorialele mele de machiaj. Însă, pentru că tutorialele de machiaj se vor a fi mai micuțe, ca lumea să aibă răbdare să-l vizioneze până la capăt, nu poți să stai să dai prea multe detalii acolo. Așadar, m-am decis să fac clipul ăsta separat, în care să vorbim doar despre blending, cum este un pom, de ce este un pom și ce naiba facem noi pe ochii noștri. Așa că, dacă sunteți curioase să vedeți ce am de zis, urmăriți în continuare. A venit mai aproape ca să vedeți mai bine ceea ce fac eu aici și ce încerc să vă explic. Iar acum o să intrăm în pâine. Primul pas, atunci când faceți un machiaj, fie că este el în nuanțe neutre, în nuanțe puternice, colorat și așa mai departe, este foarte important să folosiți un primer. Eu astăzi o să-l folosesc pe cel de la Milani. Pe blog o să aveți și postarea cu toate produsele pe care le-am folosit pentru machiajul ochilor. Bun, revenind, de ce folosim un primer? Păi, folosim un primer pentru ca rezistența machiajului să fie cât mai mare, să nu se strângă pe parcursul zilei, să intensificăm nuanțele, să putem avea o suprafață perfectă pe care să putem lucra. Primerul îl aplicăm cu o pensulă sintetică, fie ea plată, cum este asta pe care o să o folosesc eu, sau genul ăsta așa, de pensulă. Gen buffer. Bun, și aplicăm primerul pe toată suprafața ploapei. De asemenea, nu uitați să aplicați primerul și pe ploapa inferioară. Linia genelor de jos. Mergem mai departe cu fixarea primerului. Și aici eu o să folosesc nuanța asta din paleta Too Faced Chocolate Bar, însă puteți face lucrul ăsta și cu pudră, fie ea translucidă, fie compactă. Și o să-l aplic pe toată suprafața ploapei cu o pensulă pufoasă de blending. Facem lucrul ăsta pentru a avea o suprafață cât mai netedă pe care să putem lucra și să nu avem pielea lipicioasă. Următorul pas este aplicarea unei baze și aici intră creioanele cremoase, fardurile cremoase, gelurile. De ce aplicăm baza? Păi o aplicăm pentru a intensifica și mai mult culoarea nuanțelor pe care vrem să le aplicăm. Dacă fardul este destul de intens, nu mai are rost să faceți chestia asta. Însă, fardurile în general aderă foarte bine pe o suprafață cremoasă și de aceea mie îmi place personal să fac lucrul ăsta și de cele mai multe ori folosesc creioane cremoase sau farduri cremoase. O să folosesc creionul ăsta Nude de la Kiko. Este un creion cremos, cum așa arată, pe care îl voi aplica doar pe suprafața ploapei mobile și o să-l întind cu o pensulă plată sintetică. Nu trebuie să fie perfect, pentru că oricum vom veni cu nuanțe de farduri peste. Așa. Iar acum îl întind pe toată suprafața ploapei mobile. Baza cremoasă o puteți aplica și în timpul machiajului. Nu trebuie să o aplicați neapărat la început, așa cum am făcut eu. Eu de obicei o aplic așa cum simt. Dacă știu că vreau să fac un machiaj în nuanțe neutre și accentul să fie pe ploapa mobilă, o aplic de la început. Dacă nu, o aplic pe parcursul machiajului. Sunt machiaje unde folosesc
bază cremoasă doar în colțul extern, fie doar în centrul ochiului, acolo unde vreau eu să atrag atenția cât mai mult. Așadar, pasul ăsta este opțional pentru voi, pentru mine este obligatoriu, îmi place să folosesc baze cremoase foarte mult și o integrez în machiaj atunci când simt eu nevoia. Iar acum suntem gata să începem aplicarea nuanțelor. Și o să încep cu prima nuanță de tranziție și o să folosesc Latte de la Makeup Geek, pe care îl voi aplica cu o pensulă pufoasă. Asta este E40 de la Sigma. Și nu uitați să eliminați excesul de fiecare dată pentru a evita căderea lui pe obraz. Bun, iar acum nuanța asta de tranziție, ce face ea de fapt? Mă ajută la blendingul următoarelor culori. Este foarte important să folosiți o nuanță de tranziție, pentru că ea vă crea de aici porniți degradeul, practic. O aplic din pliul ploapei și urc cu ea către sprânceană, însă nu chiar până sus. Urmez osătura ochiului, da, aici, și o aplic prin mișcări de du-te vino, da, înainte și înapoi. Bun, cam așa. Țin oglinda un pic mai jos, da? Pentru a mă uita în jos și a mă machia cu ochii deschiși. Nu vreau să fac chestia asta atunci când mă machiez, pentru că atunci aveți tendința să strângeți din ploapă și veți crea linii, pete, umbre și nu este ok, pentru că atunci o pată deja făcută o veți avea până la finalul machiajului și nu e tocmai frumos. Iar sfatul meu este ca atunci când vă machiați să aveți ochii cât mai lejeri și eventual oglinda să nu o aveți aici în fața voastră, să o aveți undeva jos, da? Aici, cum o țin și eu. Culoarea o aplicăm treptat, pentru că nu vrem să punem prea mult produs și apoi să trebuiască să ștergem sau să venim cu 15.000 de pensule curate pentru a îndepărta ceea ce nu ne dorim de pe ploapă. Atunci când aplicăm nuanțele și le estompăm, avem grijă să ținem pensula cât mai departe de perii acesteia, da? Deci nu o să facem blending-ul ținând pensula de aici și atunci să încep să blenduiești până îți vine rău. Încercați să țineți pensula, asta mea e cu două capete, dar nu contează, încercați să țineți pensula cât mai departe de perii ei, undeva cam unde se termină pensula, dacă nu la jumătate. Eu de cele mai multe ori o țin cam la jumătate, iar dacă vreau un blending foarte, foarte lejer, atunci o țin cât mai de codiță. Mai departe voi merge cu un maro mediu și o să folosesc Cocoa Bear, tot de la Makeup Geek, pe care îl voi aplica tot cu o pensulă de blending, însă așa, din aceasta care este plată pe laterale. Luăm fard cu părțile laterale ale pensulei, da? Deci nu băgăm pensula așa. Bun. Și nu uităm de fiecare dată să eliminăm excesul. Cu nuanța asta vom adânci și mai mult colțul extern al ochiului și pliul ploapei. Aplic culoarea prima oară acolo unde vreau să fie cât mai intensă, iar eu îmi doresc să fie cât mai intensă aici. Așa că o voi aplica aici și o voi estompa spre interior, în pliu, prin mișcări circulare și de du-te vino. În blending sunt trei tipuri esențiale cum facem blendingul. Mișcarea de du-te vino, da? Care seamănă cu niște ștergătoare de la o mașină. Apoi avem mișcările circulare, adică așa, da? Sau așa. Circulare în exterior, circulare în interior. Și mai este mișcarea de du-te vino, însă în spații mici, da? Deci nu așa, cum aș face aici să cuprind tot pliul, ci mic, da? Mișcări mici. Pac, 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 pac. Nu uit ca de fiecare dată să aplic culoarea acolo unde am aplicat-o prima oară, da? Deci nu aplic aici, după aia iau, vin cu ea, aplic aici, după aia estompez, după aia iau culoare și o aplic în colțul intern. Nu. Dacă am aplicat culoare pentru prima oară și am aplicat-o aici, păi acolo o aplici de fiecare dată atunci când revii să intensifici și să faci blending-ul. Iar acum revin cu pensula pufoasă și estompez marginile celor două farduri pentru o trecere cât mai frumoasă între culori.
acum vreau să pun mai mult accent și să ofer mai multă dimensiune și profunzime machiajului și voi aplica această nuanță în colțul extern al ochiului cu o pensulă, la fel ca cea de data trecută, însă cu perii mai scurți și mai subțire, da? Tot așa presată pe laturi și cu un rotund aici în cap. Asta este pensula de la Zoeva 227, iar acum voi aplica fix în colțul extern, da? Fix aici, mișcări circulare folosesc și trag de culoare înspre pliu, către exterior aici, către interior pe ploapa mobilă. Da? Uite așa. Facem așa aici, faca-paca, bun, și către interior pe ploapa mobilă. Deși trag de culoare înspre pliu și exterior și interiorul ploapei mobile, focusul meu vreau să rămână în colțul extern, da? Deci de fiecare dată când vin și aplic culoare, o pun acolo, o blenduiesc prin mișcări circulare, iar apoi o pierd înspre pliu și ploapa mobilă. Și revin din nou cu pensula E40 de la Sigma și amestec toată treaba pentru a avea un gradient cât mai frumos, să nu am nicio linie dură în machiaj și ca toate culorile să se îmbine cât mai frumos. Nu știu cum sunteți voi, dar eu atunci când mă machiez am tendința de a ține oglinda foarte aproape, să văd ceea ce fac acolo, fie că este o oglindă mică, fie că este o oglindă mai mare. Ce vă recomand eu să faceți în cazul ăsta, dacă și voi faceți ca mine și simțiți nevoia să fiți foarte băgate în oglindă acolo când vă machiați? După ce ați terminat pasul respectiv de blenduit, de pus culoare și arată așa cum credeți voi că vreți să arate, sfatul meu este să vă îndepărtați puțin de oglindă. Dacă vă machiați în oglindă mică, eventual să luați o oglindă mai mare, cum este și asta a mea, și să vă uitați în ea de la distanță. Pentru că uitându-vă în oglindă de la distanță, da, nu aici, foarte aproape, vizualizați foarte bine machiajul și vedeți acolo unde mai aveți nevoie de blending sau unde mai simțiți nevoia să aplicați culoare. Eu fac chestia asta cam după fiecare pas, atunci când mă machiez. Chiar dacă mă machiez în oglindă de asta mare, tot așa am tendința să stau. Stau mai la distanță atunci când filmez tutoriale pentru canalul de YouTube, pentru că atunci nu pot să stau băgată în oglindă, că altfel voi nu ați mai vedea nimic. Însă atunci când mă machiez eu pentru mine, am tendința de a sta foarte aproape de oglindă, tocmai pentru a vedea ce fac acolo, însă în momentul când eu am considerat că, băi, gata, am aplicat destul, sunt mulțumită de blending, mă îndepărtez și mă uit de la distanță și atunci îmi dau seama cum arată. Dacă am egalitate la ambii ochii, marou de la ochiul drept e la fel ca ăla de la ochiul stâng, auriu, negru și așa mai departe. Este bine să vizualizați de fiecare dată de la distanță. Acum vreau să iluminez cel mai înalt punct al sprâncenei și o să folosesc Shimashima de la Makeup Geek și îl voi aplica cu o pensulă plată. Aplic acum iluminare sub sprânceană pentru că voi mai reveni cu pensula și voi mai blendui la margini. E, și pentru asta vreau ca atunci când eu vin cu pensula de blending, cea pufoasă, culoarea asta să fie deja acolo, pentru a face tranzițiile cât mai ok. Iar acum, cu o pensulă tip creion, asta este 231 tot de la Zoeva, o să aplic o nuanță mai închisă. Asta practic este cea mai închisă nuanța mea pe care am folosit-o până acum. Și culoarea asta o să o focusez în V-ul ochiului, outer V, așa îi zice în engleză, în română, nu știu, outer V, V-ul ochiului, da, în fine. Vă arăt imediat acum unde este. Da? Deci V-ul ochiului este fix aici, da? Și noi chiar acolo o să aplicăm nuanța asta cu o pensulă tip creion, dar cu peri mai lunguți. Încercăm să fim cât mai preciși atunci când aplicăm nuanța asta și să nu facem mișcări mari. Aplicăm nuanța prin mișcări foarte scurte și mici. După ce am aplicat cât produs consider eu că am nevoie, revin cu pensula asta de blending și estompăm marginile.
Însă nu intru peste culoare acolo unde am vrut să fie central. Estompez marginile, trag către colțul extern al ochiului și un pic în interior pe ploapa mobilă. Revin la ploapa mobilă și o să aplic și mășimă. Da, din nou, cu aceeași pensulă plată cu care am aplicat și sub sprânceana. Eu am optat pentru o nuanță sidefată, însă puteți aplica și o nuanță mată, dacă vreți să faceți tot machiajul în nuanțe mate. Aplic culoarea prin mișcări de tapotare, da? Deci nu de ștergere, da? Să nu faceți chestia asta niciodată, pentru că atunci nu o să vă rămână foarte deloc pe ploapă, indiferent dacă aveți 15.000 de baze, puteți să aveți voi mama bazelor. Dacă voi faceți așa, în momentul când aplicați, nu rămâne nimic. Așa că aplicăm prin mișcări de tapotare. Iar acum revin cu pensula asta, așa, doar cu ce produs a rămas pe ea și difuzez marginile și trag aici de culoare în interior, pentru a crea o trecere cât mai subtilă și cât mai frumoasă. Bun. Un alt lucru foarte important pe care vreau să-l menționez este că atunci când lucrați în pliul ploapei, să faceți treceri de culoare, să vă creați pliul și așa mai departe, în cazul în care aveți cu Dada Eyes, nu aplicați culori satinate, sidefate, perlate, gliterite și așa mai departe. În pliul ploapei se lucrează cu nuanțe mate. Aici iese din discuție în cazul în care avem un machiaj fashion pentru podium sau mai știu eu ce. Nu, machiajele pe care le faceți pentru voi, da? Întotdeauna în pliu se lucrează cu nuanțe mate. Nu ducem sideful de pe ploapă până în sprânceană, pentru că o să se vadă ca naiba. Și întotdeauna estompăm marginile. Aplicăm culoare, estompăm marginile, revenim și aplicăm din nou pentru câtă intensitate dorim. Iar acum trecem la ploapa inferioară, unde o să facem practic același lucru pe care l-am făcut și pe ploapa superioară. O să iau mai întâi pensula asta și o să aplic nuanța asta, la T de la Makeup Geek, asta a fost nuanța mea de tranziție. O iau pe vârful perii și o aplic la linia genelor inferioare. Iar acum, dacă adineauri, când am machiat ploapa superioară, am avut oglinda aici și privirea în jos, acum treaba se schimbă. Privirea noastră trebuie să fie sus și trebuie să ținem oglinda undeva aici. Bine, în cazul în care țineți oglinda mâna ca mine, dacă nu, privirea sus. Bun, și ne uităm sus și aplicăm culoarea. Eu un pic incomod pentru mine, pentru că acum nu văd ce fac. Aplic Cocoa Bear cu o pensulă pointy. Asta, aia tip crion, dar mai lungă, peri mai lungi. Și asta o să o aplic din colțul extern până la jumătate, cam până pe aici așa. La fel, nuanța o aplicați treptat. Luați pe pensulă, înlăturați excesul și o aplicați treptat. Iar după ce am realizat degradeul între nuanțele astea două, o să vin cu nuanța cea mai închisă, Cherry Cola, pe care o voi aplica cu o pensulă plată. Asta este 226 de la Zoeva. Iar nuanța asta o să o pun cât mai aproape de linia genelor. Și o aplic prima oară acolo unde vreau să fie mai intensă, adică la colțul extern. Iar apoi revin cu pensula asta tip creion și blenduiesc marginile. Iar pe conjunctivă eu o să aplic un creion bej și o să-l folosesc pe ăsta de la NYX, Wonder Pencil, în nuanța Light. Voi puteți aplica ce vreți, ce vă place vouă cel mai mult. Mie îmi place la machiajele astea nuanțe neutre, de obicei să aplic fie ceva bej, fie un pop-up de culoare, eventual un verde petrol, un albastru, un mov prună. Și atunci când aplicați creionul pe conjunctivă, privirea trebuie să fie sus, ca să nu vă intre creionul în ochi.
Dacă vreți, puteți să aplicați și tuș, fie el negru, maro, mofcună și ce culoare vă mai trece vreo prin cap. Eu nu o să aplic tuș din cauza faptului că am genunțe puse și nu vreau să le mânjesc și apoi să stau să le curăț, să le stric. De obicei, când am genunchi cu fir, evit cât mai mult aplicarea tușului. Însă, o să aplic rimel pe genunțele inferioare. Ce vreau să vă spun și să vă specific așa, este foarte bine să aplicați rimel pe genele inferioare. Pentru că se vede foarte urât dacă aplicați rimel pe genunțele de sus și pe alea de jos nu. Se vede ca și când machiajul este neterminat, așa că sfatul meu este ca întotdeauna să aplicați rimelul și pe genele inferioare, pentru că asta vă deschide ochiul și mai mult. Și cam acesta a fost clipul de astăzi. Sper că v-a plăcut și sper că l-ați găsit util. Dacă vreți să mai fac clipuri de genul ăsta, spuneți-mi, lăsați-mi în comentarii și spuneți-mi ce temă ați vrea să abordez, pentru că, da, și în machiaj sunt o grămadă. Și mă gândesc că e mult mai ok dacă vine din partea voastră, pentru că eu așa vă dau fix ceea ce vreți voi. Pe Instagram am în desfășurare un concurs tare drăguț. Dacă vreți să vă înscrieți, m-ați face foarte fericite, pentru că eu vreau să dau produsele alea uneia dintre voi care, într-adevăr, mă urmărește cu drag. În noiembrie voi avea giveaway-ul la mare pe care l-am făcut și anul trecut, la care vor exista două câștigătoare, însă până noiembrie mai e. Bun, și cam asta a fost. Dați un like acestui clip dacă v-a plăcut, abonați-vă canalul meu pentru a rămâne la contact cu ceea ce postez. Puteți să și share-uiți clipul ăsta, că nu mă deranjează absolut deloc, mai află lumea ce mai pălăvrăgesc eu pe aici pe canalul ăsta. Celelalte link-uri către alte rețele de socializare le aveți ca întotdeauna în descriere. Până data viitoare, mua! Vă pup! Pa, pa!